Vă salut, domnule Gâda, pe Bună seara. dumneavoastră, pe invitații dumneavoastră, pe telespectatorii dumneavoastră. Aș vrea să vă spun contextul. Sunt în străinătate, sunt în mașină și mă îndrept spre aeroport. Să-mi spuneți dumneavoastră despre ce e vorba, ca să pot să... Dacă vreți, da, putem să facem așa, să dăm vocea domnului Diaconescu să auziți direct ce spune. Nu, este în legătură cu ce a vorbit ieri, de exemplu, domnul Vanghelie? Da. Domnul Diaconescu, la scurtă vreme, după întâlnirile respective, pe postul de televiziune OTV, relatează întâlnirile cu dumneavoastră și că i-ați ordonat să facă o fuziune Partidul Poporului Dan Diaconescu cu UNPR-ul. Și că acolo ați vorbit de procuror și de faptul că i-ați aduce judecătorul în birou ca să-i pupe mâna. E în regulă. Pot să spun câteva cuvinte? Vă rog. Deci, domnule Gâdea, eu-l cunosc pe Dan Diaconescu din anul 2002, de când eram prefectul Capitalei. Da. A venit la mine în birou și la prefectură și când am fost ministru administrației, a fost și la apărare, ne-am întâlnit în diverse locuri și am avut o relație, cred eu, de amiciție. În legătură cu partidele, cu partidul domniei sale și cu UNPR, am avut întâlniri, a venit chiar și la noi la ședință de partid, la conferințe, a stat în prezidiu, a luat cuvântul de față cu presa și discutasem o oarecare colaborare sau o alianță, nici de cum o fuziune. Niciodată, domnule Gâdea, nu am discutat cu Dan Diaconescu despre dosarul său, apar n-am care el în dosar, despre procuror, să discut eu cu ei sau judecători și așa mai departe. Este ceva gen Elodia. Nu cred că un om sănătos la cap poate să creadă așa ceva. Cu Vanghelie îl cunosc de 15 ani, la fel de când eram prefectul Capitalei. În această perioadă, sute de oameni aruncat cu lăuturi în cap, niciodată nu l-am comentat. Aveam pretenții de la Dan Diaconescu, mai ales că îl vede și ne vede Dumnezeu pe toți. Nu este adevărat, domnule Gâdea, și acum știți că discutăm de onoare pe care nimeni nu pune preț pe ea. Știți că eram la dumneavoastră în emisiune și m-ați întrebat când eram senator dacă mă ascund pe imunitate în cazul tragediei, accidentului polițistului Gigină, care a căzut într-o proapă, iar eu eram în timpul serviciului, eram în a doua mașină în spate și m-ați întrebat dacă stau după protecție și am promis că după aceea dau demisia și mi-am dat demisia, chiar dacă aveam un vârf favorabil să nu înceapă urmărirea penală. Acesta este adevărul, domnule Gâdea. Bun, mulțumesc frumos pentru intervenție. Cred că lucrurile în momentul de față, avem ambele puncte de vedere. Vreți să spuneți ceva însă despre declarațiile domnului Liviu Dragnea? Domnul Liviu Dragnea de asemenea a vorbit despre niște întâlniri și niște discuții pe care le-a avut cu dumneavoastră și că dumneavoastră l-a sunat pe Coldea. Și Coldea ar fi zis că domnul Zgonea să fie numărul 1, domnul Dragnea numărul 2 și așa mai departe. Vă spun imediat, domnule Gâdea. Nu-i dădeam niciodată nicio replică. Eu n-am discutat cu nimeni și ați văzut în toată cariera mea, n-am citit pe nimeni, n-am ieșit la discuții, nu mi-am spălat rufele cu nimeni în public. I-am răspuns lui Liviu Dragnea când, în mod ironic, m-a numit cabaradul lui Codrin Ștefănescu. De atunci, normal că i-am dat și eu o replică știind că l-am ajutat în viață. În sensul că în 2004, când eram ministru la administrație, m-a rugat să-l fac lobby pentru el, că eram amândoi colegi de partid în PSD, să devină președintele Consiliului Județene, să știe. I-am chemat pe toți președintele atunci, i-am rugat să-l voteze, l-au votat, așa a plecat de la Alexandria la București. În anul 2015 m-a rugat să-l fac lobby să fie președinte. El m-a căutat, a venit la UNPR, de față cu presa, n-am vorbit nici cu Oltea, n-am vorbit cu nimeni, a fost pe față. Al lui eu l-am adus pe Oprișan, pe alți colegi, am făcut lobby în partid. Mi-a oferit onoarea să vorbesc primul dintre români la congres. M-a aplaudat toată sala. Asta am făcut pentru Liviu Dragnea. Și vreau să vă spun că pentru Liviu Dragnea, în momente disperate ale lui, am fost lângă el. Dar i-ați spus de această variantă că dumneavoastră l-a susține mai degrabă ca să fie numărul 2 și să fie Zgonea numărul 1 partid? Domnul Gădea, era o competiție pe față, să știi. Nu știa și dumneavoastră toată presa între el și Zgonea. El în momentul când era la UNPR în curte și m-a rugat, băi Gabi, ajută-mă și pe mine. Băi, stai să-l sun și pe Zgonea, eram amic și cu Zgonea. L-am sunat, era la vilă, se poate documenta, se poate dovedi. Era la vilă, el la Neptun, la mare. Și mi-a răspuns, aghiotatul, mai zic că e ocupat. Da, dacă e ocupat,
am bătut palma cu Liviu și zic, Liviu, pe tine te strângi total. Și l-a strângit pe el total. Iar la întâlnirea pe care el a relatat-o seara, n-avea niciun spune, spune era la mare, eu l-am adus, eram amic cu Oprișan, cu alți colegi și v-am stabilit cum să-l sprijin cu lobby, așa se face la partid. Să vorbesc cu toți colegii ca să iasă la vot. Oricine, așa se face în politică. Bun, și m-au venit, repet, onoarea să vorbesc primul. Atunci l-am lăudat și am spus că mi-e prieten și l-am sprijinit. Noi asta o să încercăm și în speța asta să vorbim cu toate persoanele care au fost enunțate, care ar fi participat la aceste întâlniri, pentru că e important să aflăm adevărul. Dar mai e o chestiune pe care, dacă dumneavoastră vreți să o clarificați, dacă ați clarificat și cu Dan Diaconescu și... totuși, de ce ați avut o reținere în a recunoaște că doamna Chioveși a fost în sufragerie noaptea alegerilor? Domnul Gădea, eu cred că am fost un om de onoare cu dumneavoastră și v-am spus exact pe cine am invitat. A fost chiar un moment privat. Eu v-am spus persoanele pe care eu le-am invitat, pe Iordănescu, pe Onțanu, pe Maior, pe Dâncu, pe Andronic, și am răspuns cinstit la această întrebare. Da, acolo un document de la parchet, un document de la parchetul general care a anchetat acest caz și care spune, care sunt persoanele care au fost în acasă la dumneavoastră, și în documentul de la parchet apar foarte clar domnul Maior, domnul Coldea, doamna Chioveș, adică adică e o rușine că a fost la dumneavoastră acasă. Domnul Gâdea, dumneavoastră ați văzut și le știți pe toate. Tot ce înseamnă privat, sunt un om care nu vorbesc prostii de regulă. V-am spus exact persoanele pe care le-am invitat și acesta este răspunsul cinstit. E limpede că pe doamna Chioveși n-ați invitat-o și a fost adusă domnul Maior. Să spuneți dumneavoastră pe cine invitați și la anumite momente private. Sunt niște reguli ale bunului simț, ale onoarei. Dar oricum v-am răspuns la întrebare, la modul cinstit, și am înțeles interesul jurnalist. Bun, sigur, și eu am înțeles răspunsul dumneavoastră, însă aici a fost o chestiune, pentru că documentul de la parchet care a investigat problema asta a legilor din 2009, apar toate persoanele respective, avem documentul respectiv, l-am prezentat pe post, și în documentul de la parchet apar toate aceste persoane. Și de asta eram eu interesat, pentru că în mod corect a zis Dumnezeu e sus și ne vede pe toți. Iar adevărul este cel pe care înțeleg că îl spune parchetul. Domnul Gâdea, eu înțeleg toată această nebunie care se petrece cu mese. Vreau să vă spun că orice instituție din țara asta, și sunt om care a fost în 6 guverne, cunosc bine statul român, inclusiv Seriu și alte instituții de forță, au file de protocol în care și de 1 decembrie, și de zile onomastice, și de Paște, și de Crăciun, o să mai face câte o masă ca peste tot. Unde să se facă? Așa se fac între oameni, că nu suntem roboți. Și nu se fac decât între cei din sistem, dintre instituțiile statului, că nu se poate întâlni nimeni din SRI sau de la alte ministere cu șeful mafiei sau cu orice altcineva care i-ar crea o problemă. Sunt probleme omenești normale. Atâta timp cât se respectă legea, bineînțeles. Bun. Chestiunea asta cu noaptea alegerilor, dumneavoastră spuneți că nu a fost acolo nimic ilegal și nimic care să vi-l puteți reproșa. A fost o masă privată și doar o masă, un șpriț. Iar George Maior, până seara mi-a spus, până la 8, mi-a spus, bă, nu pot să ajung. Și pe urmă mi-a spus, bă, mai e mâncare? Da, hai că vin. Ca să fie foarte clar. Și a venit însoțit, după cum știe toată lumea. V-am răspuns la toate întrebările, domnul Ungurea. Mulțumesc mult. O seară bună. Inclusiv la întrebările cu Elodia. Vă salut!